Ne auzi? Da, vă aud. Ciao! Ciao! Te rog frumos! Hai, spune-ne, eu da, te-am văzut în ultimele săptămâni și pot să zic că ești extraordinară din toate punctele de vedere. Da, ca de obicei, bună seara tuturor! Ciao tuturor! Sergiu mă provoacă și spun, Sergiu, eu nu vreau să ies în față, chiar dacă am făcut evenimente, au vorbit alții în locul meu, eu doar am organizat. Ideea e că de fiecare dată nu mă pregătesc, vine totul de la sine și în seara asta vreau să vă împărtășesc o experiență personală. Să vă spun despre un lucru care mă încearcă de ceva vreme, de puțină vreme. Și un lucru, cu siguranță că ați auzit de el, ați avut și voi o emoție despre frică. Nu vreau să vă spun foarte multe, că știți că e o emoție negativă, dar raportat la evenimentele din această perioadă, pe mine m-a afectat. Efectiv, am simțit frica. Cu siguranță ați simțit-o și voi. Poate nu de data asta, dar cu altă ocazie. Adevărul că am urmărit foarte mult știrile, am sunat prieteni din Italia, Anglia, Spania și, într-adevăr, am văzut mai mult latura negativă decât partea frumoasă a lucrurilor. Cum spunea Alex, că totul nimic nu-i întâmplător, în ideea că e o schimbare. Și de ce m-a atacat frica? Pentru că eu, de felul meu, sunt o fire foarte activă, o persoană care îi place foarte mult implicarea. Și în acest context, datorită evenimentelor, am fost nevoită să mă izolez. Într-adevăr, nu ne putem detașa, deci eu personal nu mă pot detașa de ce se întâmplă în jurul meu, dar am devenit responsabilă să stau mai mult acasă. Și, într-adevăr, spre fericirea mea, cu adevărat, am cunoscut această mare familie Life Farm, chiar dacă, într-adevăr, sunt de 2 ani jumătate alături de ei, acum i-am simțit, într-adevăr, emoția lor, pozitivitatea lor, deci zilnic... Intram la cafeaua de dimineață, pentru care le mulțumesc. Sincer, în Oradea nimeni nu mă invită la cafea. Acum sunteți minunați, toți m-ați invitat. Erica e fantastică, a început cursuri de dezvoltare personală, pentru care îi mulțumesc și, de altfel, le mulțumesc tuturor. Lui Sergiu, că a făcut tot și tot timpul face întâlniri online. Și, într-adevăr, am simțit echipa prin atitudinea lor, prin felul lor, au reușit să mă scoată din acea stare negativă. Nici nu mai vreau să-i pomenesc numele. Într-adevăr, la aceste discuții care le-am abordat, mi-au dat încrederea de care aveam atâta nevoie. Într-adevăr, am conștientizat că frica mă blochează și nu pot trece mai departe. Fiecare avem un vis și nevoie să ne urmăm calea. Adică mai avem suișuri, coborâșuri, dar să nu uităm de acel vis. Și datorită lor am depășit această stare. Mulțumesc, Laifar, mulțumesc! Și eu vreau să mai punctez un punct mai sensibil, dar cred că e valabil la toți. Să nu ne pierdem credința. Într-adevăr, în aceste momente mi-a revenit în minte o pildă când Iisus e în barcă pe mare cu ucenicii și se iscă furtuna. Și ucenicii, într-adevăr, s-au speriat, l-au trezit pe Iisus și Iisus a zis, de ce vă este teamă? Eu chiar dacă dorm, sunt alături de voi. Și, într-adevăr, fiecare lucru, bun sau rău, să fim recunoscători,
și să ne încercăm să ne schimbăm atitudinea. Să fim buni, mai drepți și mai pozitivi. Să ne creștem vibrația, cum spune Alex. Dar, într-adevăr, acești oameni minunați din echipa Life Farm mi-au arătat partea plină a paharului. Eu, personal, întotdeauna vedeam partea cea goală. Și de ce nu? Chiar dacă paharul e doar jumătate, eu o văd acum pe cea plină. Țin să vă mulțumesc din nou cu recunoștință că existați în viața mea și că am privilegiul de a vă avea în preajmă. Mulțumesc mult! Și mai vreau să adaug, am văzut un mesaj al lui Marius Cofein, că suntem împreună, formăm împreună o energie, suntem pe aceeași frecvență, de aceea suntem aici, nu suntem niciodată singuri, atâta timp cât există unitate. Într-adevăr, eu am simțit această unitate și vă mulțumesc încă o dată. Eu n-am fost pe aceeași frecvență cu voi, dar voi m-ați ridicat și vă mulțumesc. Vă iubesc. Foarte fain, foarte fain, super. Nu știam ce va spune Dana. Eu am invitat-o și ca de obicei, așa cum îmi place să lucrez cu ea, și de fapt cu oamenii în general, îi provoc, pur și simplu. Pentru că atunci când o persoană este provocată să dea ce are mai bun din ea, atunci se întâmplă minuni. Și Dana în acest moment a făcut cel mai bun lucru pe care se poate face și v-a arătat cum se face acest business. Este recomandare. Când ceva îți place, o spui din suflet. Și cei care te ascultă simt asta. Și vin alături de tine și de echipa cu care lucrezi pentru ceea ce oferă în plus, în ansamblu. Poate să fie spiritul de echipă, pot să fie produsele, pot să fie rezultatele, pot să fie dorința ta de a construi o carieră, nu știu. Fiecare avem nevoi diferite, dorințe diferite, definiții diferite ale succesului. Și fiecare din noi putem să facem lucrurile așa cum ne dorim noi în această echipă. Pentru că e vorba în primul și în primul rând despre oameni. Oamenii sunt esența a ceea ce facem noi. Iar cea mai importantă resursă a ta ești chiar tu.